Accidentul s-a petrecut pe drumul care leagă Piteștiul de Drăgășani, în comuna Moșoaia. Căruțașul mergea pe prima bandă când a fost lovit violent din spate și târât aproape 50 de metri. A vrut să depășească și acolo l-a și lovit. Eram acasă și era un vecin chiar aici, era cu vaca și m-a sunat din nou urgent că a dat repede peste trei că tot l-a omorât. A venit aici, avea capul spart. Cu multiple contuzii și un traumatism cranian deschis, căruțașul de 47 de ani a fost dus la spital cu ambulanța. Pacientul a venit în stare stabilă, are un traumatism craniu cerebral deschis, cu o plagă zona frunții și spre vertex destul de întinsă și neregulată, dar mai are un traumatism toracic anterior, pentru care o să trebuiască să-i facem și o tomografie și pe craniu și coloană cervicală. În urma accidentului, calul are picioarele rănite grav și proprietarul nu va mai putea să-l salveze. Poliția a deschis un dosar de cercetare penală. Șoferul care a intrat în plin în căruță este cercetat pentru vătămare corporală din culpă.